În aplauze moderate, fără scandări și fără muzică de petrecere, Nicolae Ciucă a devenit oficial duminică noul președinte al PNL. Într-un congres organizat pe repede înainte și cu un singur candidat la șefia partidului, mica armată de liberali s-a mobilizat ca la carte. Doar 60 de mâini au reușit să voteze pe lângă singurul nume de pe buletinul de vot, iar voturile lor au fost anulate. Rezultatul, fără surprize, al congresului PNL i-a ținut totuși la oaltă pe aceiași 4 prim vicepreședinți, care l-au susținut acum 6 luni pe Florin Câțu pentru aceeași funcție. Acum l-a urcat pe Nicolae Ciucă în grad pe plan politic. Nicolae Ciucă a primit o derogare de la statutul PNL pentru a putea candida. El nu avea vechime în partid cerută de statut. Generalul în rezervă, fost șef de statut major, participant la războiul din Afganistan, fost ministru al apărării, este din 25 noiembrie 2021 premierul României. Moțiunea Uniți pentru o Românie stabilă și puternică, prezentată de către domnul Nicolae Ionel Ciucă, este declarată câștigătoare. Începând de astăzi, domnul Nicolae Ionel Ciucă este președintele Partidului Național Liberal. Felicitări! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru votul de încredere, pentru efortul pe care l-ați făcut. Ați venit unii astăzi în ziua de florii, ceilalți de peste tot, de pe cuprinsul țării. Diasporei vreau să-i mulțumesc foarte mult. Și m-aș bucura să fie la fel de uniți și la fel de dinamici cum au fost astăzi și să arate lumii că Partidul Național Liberal, că România are spirit, are voință, are potențial, are capacitate și are resursă umană să nu ne fie teamă că nu putem să ne angajăm la orice efort și la orice obiectiv pe care ni-l propunem, împreună cu tot ceea ce înseamnă valorile Uniunii Europene și în care valorile noastre naționale să poată să își facă simțită relevanța. Vreau să le mulțumesc tinerilor, pentru că am văzut foarte mulți tineri astăzi și am stat de vorbă cu ei. Practic, tot ceea ce facem noi astăzi le este destinat. Rostul nostru și direcția noastră de care am vorbit astăzi în susținerea moțiunii nu sunt pentru noi, sunt pentru ei. Ei trebuie să fie cei care se vor mândri că au preluat de la noi o țară stabilă și o țară puternică și le spunem de acum că au datoria să o ducă mai departe, mai bine decât am făcut-o noi. Vă mulțumesc, vă doresc succes! Și vă îndemn să ne întoarcem fiecare acolo unde ne desfășurăm activitatea, să ne apucăm serios de muncă și să facem în așa fel încât să nu uităm niciodată că în centrul programului de guvernare, în centrul moțiunii de astăzi, este cetățeanul român. Spre deosebire de congresul din 25 septembrie, când Florin Câțu și echipa sa câștigătoare preluau conducerea partidului, președintele Klaus Iohannis nu a participat de această dată, deși e considerat de analiști artizanul noii schimbări din PNL. La congresul extraordinar de duminică, candidatul la președinția PNL, Nicolae Ciucă și principalii lui susținători, care acum 6 luni îl susținau categoric pe Florin Câțu, au pledat pentru echilibru.